ziua. Lansăm la începutul zilei de astăzi unul dintre mari scriitori ai secolului 21, considerat unul dintre cei mai importanți scriitori europeni și ai lumii, Antonio Lobo Antunes, cu romanul lui din 2017, Până ce pietrele vor deveni mai ușoare ca apa. Antonio Lobo Antunes a scris până în prezent 30 de romane. Acesta este al 29-lea, iar cel de-al 30-lea de-abia acum a apărut pe piața din Portugalia și are un titlu ca un vers, toate romanele lui au astfel de titluri, se numește Din Flământ Ultima ușă înaintea nopții. Ultima ușă înaintea nopții. Antonio Lobo Antunes spunea că odată cu cele 30 de romane, crede că nu va mai scrie roman. Însă eu, la rândul meu, nu cred că se va putea opri. Să-l țină Dumnezeu în viață să scrie în continuare. Despre acest roman, Lobo Antunes spunea într-un interviu: cred că este cel mai bun lucru pe care l-am scris până acum. Acum un an, el a fost invitat în Muzeul Literaturii Române și al editurii Humanitas Fiction și a făcut o călătorie de-a dreptul inițiatică în Transilvania împreună cu Dinu Flământ. Ajungând el pe meleagurile natale ale lui Dinu Flământ, la casa părintească, în satul său, a fost atât de impresionat încât Dinu Flământ a reprodus în minunata prefață pe care i-o dedic acestui roman și-am reprodus și pe coperta a patra spusele lui Antonio Lobo Antunes. Munca mea constă în a scrie până ce pietrele vor deveni mai ușoare ca apa. Eu nu fac romane, nu spun povești, nu pretind să distrez pe cineva, nici să fiu amuzant, nici să fiu interesant. Vreau numai ca pietrele să devină mai ușoare ca apa. M-am simțit fericit în Transilvania, în munți. Pe înălțimile de acolo, pietrele își mai pierduseră din greutate, dar mai aveam încă nevoie de mult timp, deoarece cuvintele sunt foarte lente și durează până reușesc să impregneze lucrurile, intră greu în ele. Ideea despre moartea mea începe să semene cu moartea mea. Uneori, corpul meu îngheață, alteori, câte o piatră se ridică, însă multe dintre ele lipsesc. Când toate vor deveni mai ușoare ca apa, atunci da, pot să fi citit, fiindcă am scris ceea ce era necesar să scriu. Acele pietre, a căror greutate este cu mult mai puternică decât pietroiul pe care îl ducea Sisif, țin de durere, țin de suferință, țin de tragedie. Este exact tema acestui roman, care cumulează în el marile obsesii ale lui Antonio Lobo Antunes și toate temele lui esențiale de până acum. Scriitura lui ajunge la o culme aici. Avem un discurs specific lui. S-a spus că Antonio Lobo Antunes a inventat un stil. Foarte puțini scriitori din prezent mai pot să inventeze un stil. Iată că acest scriitor portughez a inventat un stil. Poate și pentru asta pleiadul îl ia în interiorul colecției. Este o mare realizare să fii scriitor în viață și să ajungi să fii publicat în pleiad.
Antonio Lobo Antunes spunea cu multă ironie, acesta este premiul Nobel al meu, faptul că sunt publicat în Pleiad. Noi sperăm ca el să ia unul din cele două premii Nobel care se vor decerna anul ăsta. Dar cum politizarea premiilor literare este din ce în ce mai accentuată, nu sunt sigură, dar sper. Invitații mei de astăzi sunt profesor doctor Antamilu Baidesegan și poetul și traducătorul Dinu Flămând. Amândoi au tradus această carte, o carte foarte greu de tradus. Au tradus-o cu excelența care îi caracterizează, iar, cum vă spuneam la început, romanul este acompaniat de o densă prefață pe care o datorăm tot lui Dinu Flămând. Permiteți-mi ca, pentru început, să-i dau cuvântul doamnei profesoare Antamilu Baidesegan.